Și tot este bine să binecuvinteze numele Duhului Sfânt. Amin. Fraților, pentru toată adunarea, credeți că este ușor lucrul acesta să spui în fața Domnului, Doamne, binecuvintează tot ce este bine. Amin. Amin. Da. Mi se pare ceva greu sau ceva ușor? Cum mi se pare? Greu. Cum mi se pare? Greu sau ușor? Să binecuvinteze numele Lui Hristos, tot ce este în mine. Aleluia! Și vin cu o întrebare foarte interesantă. Poate să binecuvinteze Domnul tot ce este în tine seara aceasta? Amin! Poate numele Lui să binecuvinteze tot ce este în casa ta? Amin! Știți cum asta este? Suntem surprinși acolo. Să binecuvinteze numele Lui Sfânt tot ce este în mine. Și dacă este lungă, poate Domnul să binecuvinteze lui Sfânt? Nu. Dacă este în iertare, poate Dumnezeu să binecuvinteze în iertare? Trebuie să fiu creștin neapurat. Ca să fii vrednic, să spui cuvântul acesta în prezența Domnului, binecuvintează tot ce este bine. Trebuie să fiu un om prea perfect, că dacă ai gură, Dumnezeu nu poate veni controla pe tine. Dacă ai lanțul și ții acolo pe oameni din inima ta, Dumnezeu nu poate să binecuvinteze lanțul. Dacă ai oameni prinși în sufletul tău, dacă ai nora, dacă ai vinile, dacă ai copilul, dacă ai vecinul, dacă ai pețor din biserică. Atenție, nu poate să binecuvinteze Dumnezeu ce este noi, dacă nu este noi ceva după voia Domnului. Și trebuie să fii prea curată, și trebuie să fii prea curat, să spui și să binecuvinteze Dumnezeu tot ce este bine. Adică, pentru un om neprihănit, Dumnezeu binecuvintează tot ce este bine. Slăviți să fie Domnul, băriți să fie numele Domnului. Pentru un om care caută pe Dumnezeu și caută pocăința și caută numele Domnului, Dumnezeu binecuvintează tot ce este bine. Toate mădularele Lui sunt păzite și oprotite de numele Domnului. Aleluia! Aleluia! De El nu se atinge nicio o săgeată acelui. De El nu se poate atinge absolut nimic, pentru că cel neprihănit este binecuvântat tot. Inima e binecuvântată, viața e binecuvântată, ochii sunt binecuvântați, privirea este binecuvântată, trăirea e binecuvântată și într-un om neprihănit binecuvântează Dumnezeu tot ce este în El. Amin. O să spui, Doamne, ajută-mă să ajung neprihănit, să ajung neprihănit, ca să binecuvinteze numele Tău tot ce este în mine. Amin. 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 Așa că trebuie să fiu un creștin prea perfect ca să binecuvinteze Dumnezeu tot ce este în tine. Că dacă e în tine ură și dacă e în tine viclenie și dacă e în tine fățărnicie, când vrea Dumnezeu să toarne din canalul binecuvântărilor peste tine, nu poate să toarne Domnul binecuvântare peste tine datorită faptului că în tine se mai găsesc mizerii. Și atunci trebuie să fii prea sigur să spui lucrul acesta. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Adică trebuie să fiu un om perfect găsit în ochii Lui Dumnezeu. Și eu vă spun ceva. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Dar de tine nu se va apropia, că tot ce este în tine este binecuvântat. Aleluia! Aleluia! Vine boala ca o săgeată! Vine boala ca o săgeată! Se îndreaptă ca o săgeată să vină spre tine! Boala, să știți că vine la viteza unui săgeți! Și în momentul în care boala vine ca o săgeată, ea se întoarce înapoi, pentru că acolo vede un scut de binecuvântare. Aleluia! Se întoarce boala și spune, nu pot! Nu pot să intru în această ființă, că în această ființă este
peste binecuvântarea Domnului. Amin, copilul Domnului. Când vine solul morții să te ia, când se îndreaptă solul morții spre tine să te ia, când vine spre tine, se apropie spre tine, acolo vede pe Domnul Iisus ca binecuvântat tot ce este în tine. Și spune, nu poți să fac. Când înălțesc oamenii cei răi împotriva ta și caută să-ți ia viața, nu pot! Pentru că peste tine este mâna Domnului. Dumnezeu să fie slăvit. Dumnezeu să fie binecuvântat. Și acum pun o întrebare legitimă cu versetul acesta. Și pun întrebarea aceasta. N-ar putea o cetate de filisteni să bată un singur om? Fraților, n-ar putea viteni și filisteni care se erau un popor de temut, n-ar putea să bată un singur om? Putea, fraților. Putea! Ia totul posibil să se poată. Dar Biblia spune că mâna cea bună a Domnului era peste Samson. Glorie Domnului! Slăviți să fie Dumnezeu! N-ar putea să câștige biruința asupra lui David Goliat? Ba da! Ba da! Goliat nu era un nimic! Goliat era o putere! O căpetenie! Din șirurile de război n-a ieșit nimeni în fața lui. Și a ieșit un copil. Dar mâna Domnului era peste el. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Luptele care vin peste casa ta te-ar fi prăbușit! Dar e mâna Domnului peste el. Bolile care vin peste tine te-ar fi coborât în țărâna pământului! Dar e mâna Domnului peste el. Încercările care au venit peste tine și victurile de apă te-ar fi zdrobit. Dar mâna Domnului este peste tine. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Ai certitudine în această seară să spui, Doamne, ce vorbește Iamandi, mie mi s-a întâmplat. Doamne, tot ce vorbește mie mi s-a întâmplat. Înseamnă că mâna ta a fost peste mine. Înseamnă că mâna ta a fost peste mine. Și vrei să iei seara aceasta mâna Domnului să te călăuzească. Și brațul Domnului să-ți vină în ajutor. Aleluia. Și tăria Lui să te ridice. Și ocrotirea Lui să fie peste corpul tău. Binecuvintează suflete pe Domnul. Aleluia. Și tot ce este bine! Reia cu Domnul. Ce vreți să fie? Glorie. Ură? Vei mentineat. Ură! Vei mentineat. Neiertare! Nu vei vedea pe Domnul. O inimă murdară nu va sta la masă cu Iisus. Binecuvintează suflete pe Domnul. Și tot ce este în mine! Curajul în seara aceasta în prezența lui Dumnezeu să spun. Și tot ce este bine. Aleluia! Aleluia! În afară de Iisus n-are voie să locuiască nimeni. E cea mai scumpă ființă dumnezeiască. Numele lui Iisus. Pe mine nu este soțul meu, nu e copiii mei, n-am făcut idol de box, n-am făcut idol casa, n-am făcut idol mașina. Bine trăiește Iisus. Aleluia! Bine trăiește Domnul. Și tot ce este în mine. Spune și tu seara aceasta acolo unde va Aleluia! Spune și tu acolo unde auzi cuvântul Domnului. Și tot ce este în mine. Dar ce este în tine? În tine trăiește Domnul. Aleluia! În tine trăiește slava lui Dumnezeu. Și tot ce este în mine să binecuvânteze Dumnezeu. Domnul. Amin, Biserica Domnului. Amin, copii Domnului. Credeți că Psalmul 103 este ca o poveste? Credeți că Psalmul 103 este o povestire dintr-un ziar? Cuvintele Domnului a permis pe Domnul.
slăvit să fie Domnul. Aleluia. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Aleluia. Aleluia. Știi că dacă vine răbine în seara mea asta și ai oameni care nu i-ai iertat, rămâi cu ei. Știi că dacă în seara aceasta va veni răbinea Domnului și ai oameni care nu mai putut să vezi din noi, să știi că rămâi pe pământ? Să știi a cui ochii vor vedea slava lui Dumnezeu? Ochii care au iertat. Și ochii care au iertat. Preamărit să fie Domnul Iisus. Preamărit să fie numele Domnului Iisus. Întoarce un pic de iară. De ce? Vreau să mă spăl pe picioare, dar nu vreau să mă uit la sora care nu pot să-l ghici, nu pot să supăr. Dar toți de iară. Dar tu nu pot să spăl pe picioare și să mă uit la ea. Și s-a întors de iară. Și la noapte a venit răbirea. Și pe ea a găsit-o la de iară. Și toată biserica era pe tine. I-a rămas jos. Vreți să-L motivez pe Domnul. Doamne, am un motiv mare. Fă ceva pentru mine, că nu mai pot. Întrebarea mea este, ce faci tu pentru mine în seara? Numele Domnului să fie. Numele Domnului să fie. Doamne, fă ceva pentru mine. Fă ceva pentru copii. Fă ceva pentru fată. Fă ceva pentru soție. Întrebarea este, nu ce ai făcut? Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita. Atenție! Atenție! Și nu uita niciuna despre de face. Aș vrea să te întrebări și mie ești în seara aceasta. Mai ai amintiri plăcute cu Domnul Iisus? Când ți-ai zbăvit sufletul de la moarte, ai uitat lucrul acesta? Când ți-a trimis pâine în casă, ai uitat lucrul acesta? Când te-a salvat Dumnezeu și ți-a plătit datorile, a uitat lucrul? Când mâna Domnului te-a ridicat din patul morții, a uitat lucrul acesta? Când îndurarea lui Dumnezeu s-a arătat cu mare față de tine, a uitat lucrul acesta? Și cuvântul Domnului spune, și nu uita niciuna din cuvinte faci și de lui. Și acum vine versetul 3. El îți iartă toate părănelegile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groază, El te culminează cu bunătate și îndurare și numele Lui să fie sfânt. Vreau cu ajutorul Domnului Iisus, împreună cu mine, să vedem virtuțile Lui Dumnezeu, bogățiile Lui Dumnezeu prin care găsește curate de salvare pe om. Dumnezeu să fie sfânt. Auziți, vă rog în numele Domnului, El îți iartă toate fără îndelegile tale. Cine o face? Primăria? Județeanul? România? Nu. Cine iartă toate păcatele? Ai nevoie de iertare în seara noastră? Ai nevoie de iertare în seara noastră? Haideți să numărăm câte lucruri face Dumnezeu, numai să salveze omul. Aleluia! El îți iartă toate fără de legile tale. 1. 2. El îți vindecă toate bolile tale. 3. El îți izbăvește viața din groapă. 4. El te culunează cu bunătate. 5. Și îndurare. Și 6. El îți satură de bătrânețea. Și 7. Și te face să îndeplinești iarăși ca multe. Sunt 7 trepte în acest sal care Dumnezeu vrea să te așeze pe fiecare din ele. Slăvi să fie Domnul. Aleluia. În Psalmul 103 sunt 7 trepte principale și speciale pentru ridicarea omului. Știi că Dumnezeu spune scară de urcare în față? Să te ridici, să te urci. Știi că diavolul spune scară să te cobori în iad? Aleluia. Întrebarea mea este pe ce scară trebuie să fii seara asta? Pe scara care te coboară și te cobori? Sau pe scara care Domnul te va ridica în seara aceasta? Dumnezeu să fie sănătos. Dumnezeu să fie binecuvântat. El te încununează cu bunătate și îți dai seama să pună cunună pe capul tău și pe fiecare vietnic din cunună să fie bunătate.
Aleluia! Aleluia! Dumnezeu să fie zăiască, Domnul! Dumnezeu să fie ridicat! Te-ai curioasă cu glupa! Și vine vrăjmașul! Și vine vrăjmașul să dea un atac! Și când vine vrăjmașul să dea un atac, în noaptea care dormi, într-o noapte mai tristă, când vine vrăjmașul și deschide bine ochii, nu pot să-i fac nimic. Știi de ce? Se întoarce înapoi la șeful și spune, nu pot să-i fac nimic. E încununat cu bunătatea lui. Aleluia! Și Dumnezeu să fie toată slavă. Gloria! Dumnezeu să fie toată glorie. Aleluia! Aș vrea să-i fac un rău, dar nu pot. Aș vrea să-i fac un rău, dar nu pot. Știi de ce? E încununat. Slăvit să fie Domnul. Și acolo, pe cunula bunătății, nu e bunătatea Vaiului, am amintit al omului pe el. E bunătatea lui. Dumnezeu să fie binecuvântat. Te încununează cu bunătate. Și să las Domnul Tatăl din muntea ca amintim să te vomul. Amândoi suntem obosiți, ne-a lăsat și un pic hipofonia și împărțim și bucatea aurică, fii cum ați zicat. Lasă-mă copiscă, lasă-mă și după aceea nu trebuie de fapt. Noi vom împărți timpul. Și a venit un procuror să acuze o victimă și a venit în fața lui Dumnezeu și a spus, e murdar. Nu? Și ar vrea să vă spun ceva. Ce a pus Dumnezeu pe capul lui Iosua? A pus o mitră, nu? Și cine vrea să înțeleagă ce înseamnă mitra aceea? Bunătatea lui Dumnezeu. Preamărit să fie numele Domnului. Preamărit să fie numele Domnului. Diavole, dacă eu pun bunătate peste capul pocăiților, ce pot să-i mai fac? Și ce pot să-i mai plăie? Că știi cum stau lucrurile? Tot El te aduce în stare să păcătuiești și tot El se duce și pune amintea lui Dumnezeu. Și vine Dumnezeu și spune, dacă l-am încununat cu bunătate, sunt 7 predici aici. Aici Apostelia Mandia fi trebuie să facă 7 predici în 7 zile din toată perioada. La fiecare treaptă există o predică la baza salvului 100 predici. Și acum vine problema în felul următor. Dacă Dumnezeu încurunează pe cineva cu bunătate, mai poate să-l dărâme cineva? Nu. Unde este curuna bunătății lui Dumnezeu, omul ăla mai poate fi prăbușit vreodată? Aș vrea să te întreb. N-ai vrea capul tău să nu fie încurunat cu rățămânie? Să nu fie încurunat cu răutate? Să nu fie încurunat cu lucruri care sunt pieritoare? N-ai vrea capul tău să fie încurunat cu bunătatea? Aleluia! Mă doare capul de 5 ani, de 6 ani durere. M-am dus la doctor, am făcut remedie și nimic. Mă, pe capul ăla n-a ajuns curuna bunătății. Aleluia! Aleluia! Când este curuna bunătății, nu mai e durere de capul. Aleluia! Lui Dumnezeu să fie toată slava. Aleluia! Și toate cinste. Pentru că, mă, e ceva acolo, mă, ceva e acolo. De 5-6 ani durem de cap. Frate Costel, am luat și un medical. Frate Costel, m-am dus, am făcut 2 remeniuri. Frate Costel, am făcut și asta, m-am făcut și asta. Știi ce n-ai făcut cu singurul lucru? Nu te-ai copii. Când oamenii spune, m-am dus la doctor, mi-a făcut remeniuri, mi-a văzut coloana, n-am nimic, dar eu nu mai pot de durere, sau am probleme cu sănătatea, dacă ai făcut toate investigațiile, cu privire la rezultatele de sănătate ale vieții tale. Și dacă nu te-ai pocăit, n-ai făcut nimic. Ar vrea să vă întreb, cine dorește în seara aceasta să fie încurunat cu bunătatea lui? Eu simt că Duhul Domnului este aici. Gloria Domnului! Dacă ai o durere de cap, și nu este de ieri, de altă ieri. Dacă această durere persistă de multă vreme, să se coboare din cer peste capul.
o cununa bunătății lui. Ceafa ta să fie vindecată în numele lui Iisus. Durerile să ți se ia acum. Prezența lui Iisus se revelă peste tine. Să simți că capul tău este încununat cu bunătatea lui Dumnezeu. Cine dorește cununa bunătății lui Iisus? Glorie Domnului! Glorie lui Iisus! Doriți cununa bunătății? În această seară Iisus se umple printre lindrii. Te găsește durere de cap. S-o ia! S-o ia în prima ceapă! Oamenii să fie eliberați. Oamenii să fie vindecați. Oamenii să fie încununați cu bunătatea lui Dumnezeu. Ridicați-i prezența Domnului. Cine dorește să curățească Domnul tot ce este lucrare de el? Să aibă curajul! Să spună binecuvintează tot ce este bine! Cine dorește mădularele lui să fie vindecate în seara aceasta? Să fie atinse de Domnul! Să fie cercetate de Domnul! Apropii de înviere, rămânem în picioare, dar am pe inimă să spun ceva. Se plimbă un leac de vindecare în seara aceasta. E un leac de vindecare. Și nu l-a adus Iamandi de la București. Și nu l-a adus Andu de la Fântânele. Și nu l-a adus fratele Aurică Buzelică. Leacul acesta de vindecare este aici. Iisus poate. La pocăință biserica din Bălești. La sfințenie poporul Domnului. De multă vreme Iisus a vrut să se atingă de tine. De multă vreme a vrut ca să te ridice Domnul. De multă vreme a fost hotărât de Dumnezeu să te ridici. Dar în această seară spune, eu te-am împiedicat, Doamne. Viața mea te-am împiedicat. Trăirea mea te-am împiedicat. Încununează-mă cu bunătate. Iartă-mi toate fără legile. Doriți un izvor de iertare. Se treacă iertarea lui Iisus peste toată biserica. Să aducă înviorare la adunare. Să schimbe Dumnezeu ceva. Îi chem în Duh de rugăciune. De mine cu